După ce președintele Rusiei Vladimir Putin a dat alerta și a cerut pregătirea arsenalului nuclear ca urmare a amenințărilor primite din partea NATO, multe persoane își pun întrebări despre cum ne putem adăposti și ce măsuri să luăm în probabilitatea unui atac nuclear. Specialiștii spun că atacurile cu substanțe chimice, radiații sau căldura excesivă pot afecta grav oamenii și pot duce chiar la moarte. Un site oficial guvernamental al Statelor Unite ale Americii explică pe larg toți pașii pe care îi putem face pentru a ne salva viețile în cazul în care are loc o explozie nucleară. Intrați în cea mai apropiată clădire pentru a evita radiațiile. Cărămida sau betonul sunt cele mai bune. Îndepărtați hainele contaminate și ștergeți sau spălați pielea neprotejată dacă ați fost afară după ce au sosit precipitațiile radioactive. Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura dacă este posibil. Nu folosiți șervețele dezinfectante pe piele. Mergeți la subsol sau la mijlocul clădirii. Stați departe de pereții exteriori și de acoperiș. Încercați să mențineți o distanță aproximativ 2 metri față de persoanele care nu sunt din familie. Stați înăuntru timp de 24 de ore, cu excepția cazului, în care autoritățile locale oferă alte instrucțiuni. Radiourile care funcționează cu baterii și cu manivelă vor funcționa după o detonare nucleară. Telefonul mobil, mesajele text, televiziunea și serviciile de internet pot fi întrerupte sau indisponibile.